O femeie dintr-o comună vasluiană căsătorită în Venezuela își dorește de aproape 10 ani să se întoarcă în țară împreună cu cei doi copii din cauza că acolo este la limita existenței. A trimis un mesaj autorităților române în speranța că vor ajuta cu banii de avion, însă până acum nicio măsură concretă nu a fost luată pentru a o aduce înapoi acasă. S-a mutat acolo în urmă cu 13 ani, iar de atunci spune că viața ei este un calvar. Janina a plecat în Venezuela în urmă cu 13 ani. Trebuia să fie o vizită scurtă la soțul ei să rezolve niște acte legate de căsnicie. Acte pe care nu le-a rezolvat în timp util și așa au început o serie de probleme care nu i-au mai permis să se întoarcă în țară. De atunci, viața ei a fost un calvar. Salariile sunt foarte scăzute, între 20 de euro, 25 de euro pe săptămână. Chiria are un cost de 150 de euro. Soțul lucrează independent și câștigă o leacă mai mult pentru a putea acoperi costul chirii. Ceea ce câștigăm nu este doar pentru a întreține, pentru a supraviețui aici. Nu ne ajunge pentru a putea pune ceva deoparte, pentru a acoperi acest cost. De ce vine? Că acolo este, cum să vă spun eu, nu are... E greu, cum a fost odată la noi. Lumină întotdeauna e să e gazurile, sunt posibilitățile care din și în și sunt mai grele, cu banii, cu munca, nu, neajunsurile astea, nu găsești, cum să vă spun eu, de muncă. În prezent are nevoie de bani pentru bilete de avion, adică aproximativ 5.000 de euro, așa că prima dată a apelat la autorități. Primul apel a fost făcut către statul român, din câte am înțeles, și le-au răspuns, într-adevăr, a fost ministrul le-a răspuns, dar răspunsul a fost cel care a fost, adică nu i-a ajutat cu nimic. Domnilor le-au dat un răspuns evaziv, că nu-i pot ajuta prea mult și să fac apel la cunoștințe pentru a cumpăra biletele, a achita costurile pentru cele 4 bilete. Lucru pe care l-a făcut. A apelat la toată lumea care o poate ajuta. Cu sprijinul primăriei din comună, Janina este din ce în ce mai aproape de a ajunge acasă, însă în continuare are nevoie de bani. Este un strigăt de ajutor din partea lor și asta se întâmplă de 3 luni de zile, chiar 4 luni. Aseară s-a adunat undeva la 2500 de euro cu ajutorul acelor persoane cu suflet. Se descurcă de pe o zi pe alta, trăiesc practic de pe o zi pe alta. Mai mult motiv mai mare decât ăsta nu poate fi, adică nu au siguranța zilei de mâine. În Venezuela, salariul minim este echivalentul la 7,59 de dolari, iar un kilogram de carne de vită costă peste 8 dolari.